Iată-ne, pregătiți pentru al patrulea sfert de final la turneul final național Sphinx Football U11. Vom urmări întâlnirea dintre echipele Junior Botoșani și U Evolution Cluj. Botoșenenii în albastru complet, clujenii în alb-negru, culorile clubului. Se face schimb de terenuri. Să facem cunoștință cu cele două loturi. Mai întâi Junior Botoșani îl are în poartă pe Gabriel Bunduc și jucătorii de câmp: Emi Murgu, numărul 3, cu numărul 7, Denis Rotaru, 4 este Nicolas Atodiresei, 5, Matei Moroșanu, 6, David Moșneagu, cu 21, Davide Coțofrea, numărul 25, Rareș Rotundu, 29 este David Sugui, cu numărul 10, Ștefan Vichiriuc, numărul 11, Matias Vieru, numărul 8, Darius Pasăre și cu numărul 9, David Dolaru, antrenor este Augustin Ivașcă. De cealaltă parte, clujenii au în poartă pe Dragoș Turc, portar de rezervă Andrei Deac, și jucători de câmp: Matei David, numărul 17, Ianis Sicoe, numărul 9, Mara Ciortea, numărul 7, cu numărul 3, Bogdan David, numărul 13, Mihai Călbăjos, Aki, numărul 4, Nicola Strombițaș, 25, Luca Ban, 18, Marco Diosan, numărul 6, Teo Lazar, numărul 2, Marc Giurgiu, numărul 14, Tudor Morar, și cu numărul 10, Aron Mureșan, antrenor Raul Alexandru Nemeș. O primă minge reținută de portarul turc. Posesie pentru U Evolution Cluj. Arbitrii acestei întâlniri sunt Costin Vasile în plan îndepărtat și Cornel Aron în plan apropiat. Botoșenenii au terminat pe primul loc în grupa lor, reușind rezultate foarte bune. Au învins cu 2-1 pe Alma Sibiu și au învins cu 1-0 pe GT Sport Alba Iulia. Așadar, două victorii pentru cei în albastru aflați acum în apărare, însă U Cluj se află în atac, însă nu fac mare lucru. Mara Ciortea acum șutează de la distanță și excelentă intervenția portarului Bunduc. Spuneam, clujenii au reușit să treacă cu 8-1 de Inter Ciugud și au pierdut 1-2 cu CS Dinamo București. Un șut de la distanță blochează portarul clujan turc și acum cred Coțofrea s-a aflat acolo, activul jucător al botoșenenilor a încercat să centreze, din nou botoșenenii în posesie, a fost blocat numărul 9, David Olaru. Acum clujenii în posesie, turc nu poate pune mâna pe această minge. Mara Ciortea nu se lasă intimidată de pressingul făcut mai devreme de numărul 8 Pasăre. Și acum balon care iese în afara terenului de joc, Moroșanu va arunca. Suntem deja în minutul 3 al partidei, 0-0. Învingătoarea din acest sfert de finală va întâlni pe Real Union Galați în semifinalele competiției. Acum blocat Vichiriuc. Ștefan Vichiriuc lasă mingea pentru Moroșanu. Moroșanu intervine la această minge, dar o pierde în fața unui adversar. Driblează foarte bine pe tușă Trombițaș, însă nu reușește să paseze unui coechipier. Pasărea a prelungit și acum Tudor Morar a fost în posesie. Călbăjos pasă înapoi la Mara Ciortea. Mara Ciortea, singura fată prezentă la acest turneu. E adevărat că este și mai mare de vârstă, însă la fete este voie cu depășirea vârstei limită. Mara Ciortea cred că dobină la nivel de înălțime pe toți jucătorii de pe teren. Destul de înalt și atacantul botoșanului, noarul David Olaru, însă cred că Mara Ciortea e puțin mai înaltă.
Botoșeneni în posesie, balon interceptat acum de Mihai Călbăjos, pe care nu reușește să îl direcționeze. Minge în partea dreaptă, posesie pentru Botoșeneni doar pentru moment. Balon respins până la Vichiriuc. Vichiriuc minge fără adresă, care ajunge în brațele portarului Turk. A reținut Turk, pasă la Marea Ciortea. Din nou Marea Ciortea degajează cu piciorul drept. Trombițaș se afla la capătul acestei pase, însă până la urmă rămâne posesie pentru Clojeni cu intercepția lui David Bogdan. Pasă în stânga pentru Aron Mureșan și Moroșanu trimite în afara terenului de joc. Aruncare de la margine pe care se pregătește să o arunce, să o execute David Bogdan, a încercat spre Mureșan. Și acum contraatac cu Coțofrea în partea stângă. Coțofrea singur cu portarul advers, sutează Coțofrea și mingea trece pe lângă poartă. A fost depășit în viteză Tudor Morar, omul care trebuia să-l marcheze pe micuțul jucător de la Botoșan, Davide Coțofrea. Cred cel mai rapid jucător pe care l-am văzut la acest turneu. Călbăjos, Morar blochează, Marea Ciortea în duel cu înaltul Olaru. A driblat printre doi adversari David Matei. Și acum Olaru pasă înapoi la Moroșanu spre Vichiriuc și balon în afara terenului de joc. Aruncă Matei Moroșanu, a încercat spre Pasăre și resping clujenii. Trombițaș în duel cu Atodiresei. A câștigat Nicolas Atodiresei duelul și a trimis în afara terenului de joc. Aruncă Bogdan David. Matei David a fost blocat și acum Bogdan David în duel cu Olaru. Vine și Marea Ciortea acolo și respinge în afară. Va fi repunere din lateral pentru junior Botoșani. Până acum în sferturi de final, calificarea a obținut-o echipele care au terminat pe primul loc în grupa lor. E vorba de Forex Brașov, CS Dinamo București și Real Union Galați. Coțofre, Davide Coțofre întâmpinat și blocat acolo de Călbăjos. Un duel al jucătorilor tehnici. A încercat să centreze Coțofre, dar n-a reușit mare lucru. Acum clujenii încearcă să iasă, însă a blocat Vichiriuc. Din nou mingea la Coțofrea. Coțofrea, o centrare spre Pasăre și balon respins de Bogdan David. Matei David a fost și el în acea zonă. Pasă înapoi a lui Călbăjos și se aude fluierul arbitrilor. Cred că a fost faultat numărul 13 la clujeni. Suntem în minutul 8, în continuare 0-0 între Junior Botoșan și U Evolution Cluj. Trombițaș este deposedat Călbăjos de Rareș Rotund, numărul 25, la Botoșeneni. O minge în centru la Mureșan și Moroșanu degajează decât până la Marea Ciortea. Pasă acum la Călbăjos. Călbăjos continuă, pasă bună la Morar. Nu, Mureșan a fost mai devreme. Mureșan, Marea Ciortea șutează și mingea trece peste poarta lui Bunduc, care n-a avut emoții la această minge. Ocazie importantă de gol la poarta moldovenilor. Aruncă Gabriel Bunduc. Bunduc spre Coțofre. Coțofrea în duel acolo cu un adversar, cred că a fost Morar. Matei David s-a implicat, acum Vichiriuc. Vichiriuc pasă bună spre Pasăre. Pasăre n-ajunge înaintea portarului Dragoș Turk. Și acum Bogdan David îl întoarce pe Pasăre. Pasează acum la Mureșan. Mureșan
în posesie Mureșan, vine Pasăre și faultează. A faultat Darius Pasăre. Lovitură liberă pentru clujeni. Mara Ciortea va executa. Marea Ciortea cred că va trimite în forță în marginea careului porții adverse. Da, Marea Ciortea blochează Morar, călbă jos, reușește să șuteze, însă mingea se scurge fără probleme pentru Gabriel Bunduc, care o repune în joc. Se încurcă Marea Ciortea cu Bogdan David, însă recuperează călbă jos, călbă jos, se întoarce cu această minge în fața lui Vichiriuc. Vichiriuc și călbă jos obține o repunere din lateral. Vine să arunce de la margine numărul 3, Bogdan David. El aruncă spre Călbăjos, acolo se implică Vichiriuc. Vichiriuc degajează, n-a putut interveni Olaru, Mara Ciortea pasă în centru, ajunge balonul la Mureșan, care trimite pe lângă poartă. Există un echilibru din ce văd pe gazon până în acest minut 10 al partidei. Echilibru arătat și de scorul de pe tabela de marcaj, 0-0 în acest sfert de finală. Vă spuneam, cele mai bune echipe din țară la turneul Sphinx Football. Coțofrea, Coțofrea intră în careu și se lasă pe spate atunci când șutează. Mingea a trecut peste poarta apărată de Dragoș Turc. Putem nota poate cea mai mare ocazie de gol de până acum în contul echipei junior Botoșan. Coțofrea a avut o bună oportunitate, însă n-a nimerit cadrul porții lui Turc. Spuneam și mai devreme, beneficiem de o vreme foarte bună pentru fotbal, sunt 22 aproximativ grade Celsius în termometre, nu este foarte cald. Vichiriuc este deposedat și acum Călbăjos. Mihai Călbăjos încearcă o pasă spre Trombițaș, care, după părerea mea, așa este, a faultat în atac. L-a jenat și l-a dărmat pe David Țugui, care execută această lovitură liberă. Călbăjos se interpune pe traiectorie balonului, vine Țugui și trimite în afară din fața lui David Matei. Aruncă clujenii de la margine. Călbăjos a primit, cred că a combinat acolo cu Ban sau cu Morar. Minge în dreapta, se aude fluierul arbitrului și cred că va fi posesie pentru botoșeneni. Posesie pentru albaștri, balon degajat din acea zonă, vine Pasăre și interceptează. Pasăre, Pasăre rămâne în posesie, dar scapă mingea în afara terenului de joc, a fost blocat de Aron Mureșan. Aruncă Bogdan David, ține mingea în teren, Pasăre, Bogdan David spre Călbăjos, Mara Ciortea și Bogdan David în acea zonă. Mara Ciortea pasă înapoi la propriul portar, mai departe la Morar. Morar blocat de Coțofre. Coțofre a blocat încercarea de degajare a jucătorilor clujeni. Acum o minge spre Trombițaș. Trombițaș este în posesie, a ieșit din careul advers. Acum Călbăjos, Mihai Călbăjos pasă înapoi la Morar. Morar pasă înapoi, din nou Morar spre Diosan. Călbăjos, Călbăjos se întoarce cu această minge, driblează doi adversari. Până la urmă Diosan. David Matei driblează. Minge acum pentru Morar, pentru șutul lui Mureșan și nu Morar. Mureșan deschide scorul pentru EU Evolution Cluj. 1-0, iată, din minutul 14 al întâlnirii, clujenii deschid scorul cu un șut frumos, a marcat Aron Mureșan și iată scorul devine 0-1.
Vichiriuc. Vichiriuc pasă spre Pasăre. Darius Pasăre combină cu Olaru, pierdând să mingea ușor. Mureșan a trimis până la Trombițaș, masivul jucător al clujenilor, față în față cu Morar, încearcă să treacă de acesta. Morar se interpune și acordă posesie pentru Albnegri. Balon interceptat de Botoșeneni, încearcă să scoată această minge pentru Olaru. Coțofre se lasă legea avantajului. Coțofrea scapă singur cu portarul vers. Coțofrea driblează în stânga. Coțofrea cu poarta goală, marchează și este 1-1. Iată frumoasă această fază de contraatac a celor de la Junior Botoșan. Coțofrea merita și el un gol, a ratat o ocazie importantă mai devreme. 1-1 după 15-16 minute de joc. Trombițaș repune de la centrul terenului, cu o minge până la Călbăjos, pasă mai departe până la Morar. Nu a fost Diosan care a pasat spre Morar. Coțofrea blocat de Diosan. Posesie pentru clujeni în partea stângă. Balon scăpat în afara terenului de joc de Matei David. Acum Vichiriuc a combinat cu un coechipier. Coțofrea rămâne în posesie. Excelentă dribblingul lui Coțofrea, dar a scăpat mingea în afară. Aruncă de la margine Tudor Morar spre Călbăjos. Balon prelungit, urmărit de Trombițaș și Țugui. Țugui îl degajează. Posesie pentru Botoșeneni. Încercarea de lansare spre Pasăre nereușită. Morar respinge. Din nou Pasăre. Vichiriuc nu reușește să intervină la această minge câștigată de Matei David. Călbăjos nu reușește driblingul și acum din nou încearcă să lovească pe contraatac echipa botoșeneană. Mara Ciortea. Ciortea pasă la Bogdan David. Bogdan David mai departe până la Mureșan. Vine Călbăjos. Din nou pasă bună spre Mureșan. Aron Mureșan, întâmpinat de doi adversari, combină cu Trombița și șutul de la distanță. Foarte frumos șutul lui Matei David. Însă Bunduc se află la post, demonstrând că e un portar bun. A luptat pentru această minge Coțofrea, se implică acolo și Rotundu pentru Botoșeneni, însă gălățenii au posesie cu Morar reușind o centrare. Tudor Morar, tot el luptă pentru balon și acum Botoșeneni prin Olaru. Olaru pierde, Matei David. Matei David șutează de la distanță, însă nu nimerește cadrul porții. Să privim cronometrele și să constatăm că mai sunt aproximativ 7 minute din această primă repriză. Reamintesc, se joacă două reprize de câte 25 de minute. În caz de egalitate se vor executa direct lovituri de departajare pentru calificarea în semifinalele turneului final național Sphinx. Clujenii cu Trombițaș preia această minge. Trombițaș vine și deposedează Davide Coțofre. Nu îndepărtează pericolul. Totuși Botoșenenii trimit în margine și va fi posesie pentru clujeni. Aruncă de la margine Mihai Călbăjos. A ieșit din teren Bogdan David. A intrat, cred, Marco Diosan. A sărit Diosan, însă Olaru în posesie. A intrat și numărul 7 la Botoșeneni, Denis Rotaru a pătruns pe teren, și numărul 25, Luca Ban, la clujeni. Acum
trombițaș trimite în afara terenului de joc. Va fi posesie pentru Junior Botoșani. Botoșenenii pierd ușor balonul, a câștigat mingea Coțofrea. Coțofrea aruncă de la margine până la Olaru. Olaru au încercat să degajeze clujenii. Balon respins și vine Denis Rotaru, s-a implicat și el mai devreme la această minge. Davide Coțofre a încercat să degajeze și acum în posesie este Atodiresei, Nicolas Atodiresei, în duel cu Mureșan. Doar repunere din brațele portarului Gabriel Bunduc. Pasă la Morar. Nu, a fost Matei Moroșanu și în offside s-a aflat Olaru. Moroșanu s-a aflat mai devreme în posesie numărul 5 la Junior Botoșani, Matei Moroșanu. Lovitură liberă pentru U Evolution Cluj, cu Mara Ciortea lăsând pentru Trombițaș. Cei mai înalți jucători de pe teren sunt fundașii centrale ai clujenilor în aceste momente. A respins Trombițaș. Balon respins, Vichy Riuc a trimis înapoi până la Coțofrea. Trombițaș și acum Mureșan o minge acum la Bunduc. Minutul 21 al partidei, 1-1 între Junior Botoșani și U Evolution Cluj. Călbăjos trimite la Mara Ciortea, care prea. Mara Ciortea încearcă să șuteze cu stângul, însă nu iese șutul și balonul e reținut de Bunduc. Interceptează rotundu această minge, dar o pierde în primă fază, reușește să-i paseze lui Olaru. Acum Vichy Riuc. Vichy Riuc l-are în dreapta pe numărul 7 Rotaru. Vichy Riuc și Rotaru alergă după această minge. Va fi doar aruncarea de la margine pentru Botoșani. Moroșanu ia mingea. Moroșanu spre Olaru. Olaru aruncă din nou. Moroșanu până la Vichy Riuc. Capitanul botoșenean intră în dreapta, talonat de Mara Ciortea, care îl blochează, și doar corner pentru albaștri. Îl văd urcând în careul advers și pe Nicolas Atodiresei, fundașul central de la Botoșani este acolo, alături de înalții Rotaru și Olaru. Vichy Riuc va executa această lovitură de la colțul terenului. Execută Vichy Riuc de la colțul terenului cornerul. Vichy Riuc înalt în careu, a lovit cu capul Atodiresei, însă nu a reușit să direcționeze spre poartă. Balon recuperat de Coțofrea. Coțofrea în fața lui Mureșan. Călbăjos blocat de Olaru și acum clujenii în posesie, a fost Luca Ban mai devreme. Călbăjos, Călbăjos continuă, de la terenului încearcă să paseze, să blochează Vichy Riuc. La capătul pasei s-ar fi aflat Diosan. Diosan încearcă să-l blocheze pe Rotaru. Rotaru aleargă, însă Mara Ciortea are prim planul și câștigă ușor această minge. Mara Ciortea, Ciortea pasă la Călbăjos, pasă bună spre Diosan. Vine Moroșanu și protejează această minge care iese în afara terenului de joc. Rotaru, Rotaru blocat în prima fază de Mara Ciortea. Ratează Trombițaș și intervenția la minge și reține portarul Dragoș Turc. Trombițaș scoate în lateral pentru Tudor Morar. A încercat să combine cu Călbăjos și acum Coțofrea respinge. Mingea la Vichy Riuc, care este tras din spate
de Mihai Călbăjos. Lovitură liberă pentru Junior Botoșani. Lângă minge îl văd și pe numărul 25, Rareș Rotund, însă Vichiriuc este clar cel care va executa. Zid format din înalții Trombițaș și Ciortea. Acolo lângă ei se află și Matei David. Vichiriuc va încerca să trimită, cred, direct spre poartă, dacă va evita zidul. Mingea atinsă de zid și este evitat cornerul, nu? Este corner pentru Junior Botoșan de pe partea stângă în direcția lor de atac. Sunt ultimele secvențe ale primei reprize. După cronometrul meu ne aflăm deja în minutul 25 al acestei întâlniri. Corner executat înalt în careu. Se trece pe sub balon și Mihai Călbăjos intervine. Călbăjos, urmărit de doi adversari, întoarce pe amândoi, pe Rotundu și pe Olaru. Călbăjos încearcă să schimbe partea, însă Pasăre blochează. Diosan a trimis cu capul, Rotundu a combinat cu Rotaru, acum Olaru. Olaru deposedat și acum Mureșan. Mureșan pierde ușor balonul. Rotaru și în acest moment se încheie prima repriză la pauză. Junior Botoșani U Evolution Cluj în sferturile de final ale turneului Sphinx Football 1-1. După o scurtă pauză revenim cu partea a doua. Rămâneți cu noi!
Am revenit cu partea a doua din sfertul de final pe care îl joacă Junior Botoșan, echipament albastru, și U Evolution Cluj în alb negru în posesia mingii. Clujenii cu o minge la Matei David și un șut de la distanță prins de Bunduc. Facem repede o trecere în revista celor două loturi. Mai întâi Junior Botoșan, echipă ce se află acum în atac cu Coțofrea, încercând să centreze. Spuneam, Junior Botoșani, copii născuți 2011 și mai mici, unul dintre ei vin născuți 2012, l-are în poartă pe Gabriel Bunduc și jucători de câmp Emi Murgu, Denis Rotaru, Nicola Satodiresei, Matei Moroșanu, David Moșneagu, Davide Coțofrea, Rareș Rotundu, David Sugui, Ștefan Vichiriuc, Matias Vieru, Darius Pasăre și David Olaru. Antrenor este Ivașca Augustin. O ocazie și pentru U Evolution Cluj, echipă care are în poartă pe Dragoș Turc, numărul 1, portar de rezervă este Deac Andrei, iar jucători de câmp sunt Matei David, Sicoie Ianis, Ciortea Mara, Bogdan David, Călbăjos Mihai, Trombițaș Nicolas, Ban Luca, Diosan Marco, Lazar Teo, Giurgiu Marc, Tudor Morar și Aron Mureșan. Raul Alexandru Nemes este antrenorul clujenilor. A fost o primă repriză echilibrată pentru cei care n-au fost alături de noi. Am văzut două goluri, câte unul de fiecare parte, marcate în prima parte a jocului. Reamintesc, se joacă două reprize, câte 25 de minute, și în caz de egalitate se vor executa direct lovituri de departajare. Acum posesia aparține jucătorilor în alb și negru, care vor executa această lovitură de la colț prin Mihai Călbăjos, de pe partea dreaptă în direcția lor de atac. Călbăjos încearcă să trimită în careu, balon blocat acolo de unul dintre botoșeneni, și acum Coțofrea intervine și trece ușor pe lângă Bogdan David. Coțofrea ține mingea în teren și respinge Trombițaș în corner. Foarte frumoasă acțiunea pe stânga lui Davide Coțofrea, cred că cel mai rapid și mai activ jucător de pe teren și poate din tot turneul. Iată, el a marcat în prima repriză, obține acum un corner de pe partea stângă. La balon se află Vichiriuc. Ștefan Vichiriuc va executa cornerul. Faza se mută așadar în careul formației clujene. Vichiriuc, o centrare în careu, a trecut Mara Ciortea pe sub balon și se aude fluierul arbitrului. Cred că a fost vorba de un fault în atac. Unul dintre jucătorii clujeni este căzut pe gazon. L-am văzut și pe Teo Lazar la U Cluj intrând în teren. Trombițaș s-a resimțit după un contact mai dur, cred, cu Olaru. Trombițaș până la Mara Ciortea. Ciortea încearcă să lanseze. Balonul a ajuns în dreapta. A preluat cu mâna numărul 25, Luca Ban. A intrat și Marc Giurgiu, numărul 2 la clujeni. El trimisese această minge care a fost preluată cu mâna de Luca Ban. Degajează Bunduc. A blocat Matei Bogdan, acum Călbăjos, Mihai Călbăjos continuă cu o pasă nereușită. Și acum Pasăre, Darius Pasăre, Pasăre lansare spre Davide Coțofrea, duelul celui mai scund și celui mai înalt jucător de pe teren. Trombițaș câștigă Coțofrea, Coțofrea pasă înapoi, se repliază și respinge pentru moment Călbăjos. Vichiriuc a trimis înapoi și acum un șut pe jos care ajunge la Coțofrea. Coțofrea trimite în pieptul Marei Ciortea. S-a solicitat chiar Hens, n-am fost foarte atent unde a lovit o mingea pe Mara Ciortea. Solicitau penalti cei de la Junior Botoșani, dar obțin doar o lovitură de la colț.
doar un corner. Cum de cum s-au scurs și 5 minute din repriza a doua. Mara Ciortea respinge. Vichiriuc. Vichiriuc se afla în offside pasăre, s-a ridicat târziu, acum Rotundu a trimis și a blocat Trombițaș. Vichiriuc nu reușește să intervină la minge. Și acum Moroșanu șutează de la distanță, nu sunt probleme pentru portarul clujan. Mara Ciortea nu se înspăimântă de pressingul făcut de adversari, nu s-a speriat de pressingul făcut de pasăre. Posesie pentru clujeni. Ban a preluat acolo și a încercat să combine cu David Bogdan, care aruncă de la margine. Tot posesie pentru albnegri. Mihai Călbăjos lasă pentru Bogdan David. Minge până la Matei David. Matei David este deposedat de Vichiriuc. Vichiriuc e în posesie, se întoarce cu această minge, o pierde în fața lui Călbăjos, dar însă se aude fluierul arbitrului. Cred că a fost faultat de carul botoșenean. Vichiriuc. O minge trimisă în carul advers și Olaru ratează șutul din vole. Bogdan David se implică și Olaru e cel care scoate mingea în afara terenului. Nu, unul dintre clujeni a atins balonul și va fi corner. Nu, unul dintre clujeni, da, a atins balonul și va fi corner pentru Junior Botoșani de pe partea dreaptă, de această dată în direcția lor de atac. Acolo se află Ștefan Vichiriuc, cel care execută toate loviturile liberele, excelent, a sărit la cap și a respins Mara Ciortea. Balon recuperat de Moroșanu, care îi trimite lui Vichiriuc. Vichiriuc, întâmpinat de Bogdan Matei, vine acolo și Călbăjos, încercând să-l deposedeze, rămâne Vichiriuc în posesia mincii. Vichiriuc reușește să treacă, dar mingea nu ajunge decât la Trombițaș, care pasează cu Bogdan David. Vichiriuc interceptează și șutează de la distanță, departe de poarta clujană. Trombițaș degajează. Minge încercat de degajare lui David Țugui, tot Țugui spre Moșneagu David, intrat și el la Botoșani. David Moșneagu lasă pentru Țugui. Țugui și acum pătrarul Atodiresei a blocat acum minge în dreapta, acolo Coțofrea cu stângul șutează și blochează portarul clujan. Mare ocazie de gol a lui Davide Coțofrea. Spuneam, foarte activ micuțul jucător de la Botoșani. Tot Coțofrea primește acum. Davide Coțofrea a încercat o pasă spre Olaru. Vine Vichiriuc, preia pe piept. Balon respins de înaltul Trombițaș. Atodiresei trece pe lângă minge. Și acum Țugui. Moroșanu. Coțofrea tamponat și contrat acolo de Bogdan David. Balon câștigat de Rotundu. Minge la Vichiriuc, mai departe Rotundu și Vichiriuc pasează acum în stânga, unde se află Moșneagu, care nu reușește șutul cum și-ar fi dorit. Mara Ciortea, pentru mai multă siguranță, trimite în lateral. Ieșise și portarul Dragoș Turc. Aruncă de la margine Țugui. Țugui. Da, offside era semnalizat în poziția afară din joc unul dintre botoșeneni.
Trombițaș degajează în terenul advers. Luca Ban a alergat după această minge, el se află în duel cu Coțofrea și cred că da, Clujeni aruncă de la margine. Suntem la jumătatea reprizei a doua, în continuare 1-1 între Junior Botoșani și U Evolution Cluj în sferturile de finală ale trofeului Sphinx U11 de la Alba Iulia în 2022. Fără probleme mingea pentru portarul turc. Are variante să paseze cu Mara Ciortea sau cu Trombițaș. Urcă în atac pătrarul clujan. A ieșit din teren Luca Ban și a revenit numărul 14, Tudor Morar. Moroșanu și Trombițaș luptă pentru această minge. Atacantul clujan este în posesie și cred că va arunca de la margine. Să vedem ce arată arbitrul Costin Vasile. Cred că posesie pentru Botoșeneni, într-adevăr. Acum Atodiresei. Atodiresei pentru Tsugui. Schimbă pase cei doi. În centru Vichiriuc și acum Tsugui. Tsugui scoate în centru, acolo se afla Rotundu. A blocat Bogdan David, numărul 3 la Clujeni, tot el trimite acum. Moroșanu respinge și el. Coțofrea, Rotundu, lasă pe Vichiriuc, lansare spre Coțofrea. Bogdan David îl blochează și trimite în afara terenului. Spuneam că învingătoarea din acest meci va întâlni în semifinale pe Real Union Galați. Echipa ce a reușit la lovituri de departajare să treacă de Steaua Magică Iași. Mara Ciortea degajează. Trobițaș are parcă viteză mai mare, duel al numerelor 4, însă se întoarce Atodiresei și reține, pasează greșit spre Trombițaș, 1-2 cu numărul 10 Mureșan. Și acum clujenii calmează această minge. Dragoș Turc fac pressing botoșenenii. Coțofrea nu reușește să intervină în fața lui Morar. Încearcă 1-2 și până la un moment îl reușește Giurgiu alături de David Matei. Giurgiu aruncă de la margine pentru albnegri. Aruncă Giurgiu pentru David Matei. Câștigă balonul clujanul doar pentru moment și acum Olaru. Olaru trece prin doi adversari, printre doi adversari. Acum Rotundu pasă la Moroșanu. Moroșanu se întoarce cu această minge. Eu pasează din nou lui Rotundu, însă pasa este greșită. Trombițaș pasă până la Matei David și Bogdan David ajunge la acest balon pe care îl trimite din prima, greșit în primă fază. Călbăjos continuă, Călbăjos încearcă o pasă spre doiarul Giurgiu. A respins Dragoș Turc, portarul clujan. Mara Ciortea pasează în stânga. Aleargă după această minge Aron Mureșan și beneficiază de un corner echipa clujană. Revine pe teren numărul 18 Marco Diosan. La Clujeni a ieșit numărul 2 Marc Giurgiu. Corner de pe partea stângă în direcția lor de atac pentru U Evolution Cluj. Minge înaltă în careu, o minge care cade în poarta botoșeneană. O greșeală, cred, a portarului Bunduc, sau mingea a fost deviată. N-am văzut foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Cert e că balonul a căzut în plasa porții botoșenene. 2-1 pentru U Evolution Cluj, care la acest scor se califică în semifinale, însă mai este destul de jucat. Aproximativ 10 minute au la dispoziție botoșenenii pentru a reveni pe tabela de marcaj. Reamintesc, se vor executa lovituri de departajare dacă scorul va fi egal. Minge înapoi Vichiriuc. Vichiriuc continuă cu o pasă la Rotundu, încearcă să schimbe
cei doi acum, Matei David, driblează un adversar, însă pierde controlul balonului și Atodirese îi trimite lui Tsugui. Încercare de lansare pentru Olaru, nereușită, și Dragoș Turc degajează în situație limită. Moroșanu luptă cu Trombițaș, câștigă jucătorul clujen această minge. Trombițaș nu reușește să-i trimită lui Mureșan. Rotundu spre Coțofrea. Coțofrea combină cu Vichiriu. Coțofrea în partea stângă vine și dublează Trombițaș. Nicolas Trombițaș a dublat foarte bine și l-a blocat pe micuțul Coțofrea. Aruncă de la margine Tsugui. Vichiriuc în duel cu Morar și cred că este corner pentru Botoșani. Corner pentru Botoșani de pe partea stângă în direcția lor de atac. A încercat să câștige un metru Vichiriuc, punând mingea ceva mai în față. Vichiriuc, o centrare în care a respins portarul clujan și de acolo a îndepărtat pericolul Bogdan David, cred. Nu, a fost Matei David, numărul 17, și va fi posesie pentru clujeni. Aruncă de la margine Bogdan David. Blocat în momentul degajării pătralul clujan Trombițaș. Aleargă după această minge Davide Coțofre, urmărit de Morar. Coțofrea din prima a centrat, însă nu se afla niciun coechipier în acea zonă. Acum călbăjos lansare spre Matei David, a blocat excelent Tsugui. Vichiriuc în duel cu călbăjos, faultează numărul 13 de la Clujeni. Lovitură liberă pentru Junior Botoșani. Vichiriuc pregătit să execute. Lângă el se află Coțofrea. Însă Vichiriuc se gândește să trimită, cred, în marginea careului porții adverse. Coțofrea, într-adevăr, șutează balon respins acolo de Diosan. Rotundu, Coțofrea, călbăjos, pune mingea jos. Și acum Vichiriuc. Vichiriuc deposedat de Diosan, minge mai departe la Matei David, care este deposedat, și Tsugui respinge. Vichiriuc a prelungit și acum Coțofrea. Coțofrea din prima trimite în centru balon respins. Vichiriuc trece și cade. Prelungise mingea destul de mult Vichiriuc, obține totuși această lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă pentru poarta clujană. Să vedem, cu siguranță va urma un șut la poartă. După minge aleargă Olaru. Cred că el este cel care va executa. Zid format din, spuneam, cei mai înalți jucători de pe teren, clujenii Ciortea, Trombițaș și numărul 17, David Matei. Într-adevăr, Olaru execută. Olaru șutează, lovește zidul, faza continuă și o minge protejată de Turc, de Mara Ciortea, prinsă de Dragoș Turc. Portarul clujan trimite la Trombițaș, de aici la Diosan. Diosan degajează până la Tsugui, minge în centru, acolo e Rotundu. Vichiriuc preia încercând să șuteze, dar i-a ieșit doar preluarea. Acum Pasăre. Pasăre pierde. Mara Ciortea degajează această minge urmărită de Călbăjos. Acolo se află și Atodiresei, nu? Călbăjos driblează pe Atodiresei. Călbăjos șutează și a plojat Tsugui. Mare ocazie de gol a echipei clujene, care putea face 3-1. Mare ocazie de gol a lui David Matei, numărul 17. Și acum Morar a blocat Vichiriuc. Vichiriuc a trimis o pasă, Rotundu spre Pasăre.
Pasăre talonat acolo de Bogdan David. Pasăre avansează, trimite printre doi jucători, însă nu se află decât Trombițaș acolo care degajează. După cronometrul meu mai sunt doar 5 minute de joc. În continuare, avans de un gol pentru clujeni de la U Evolution împotriva echipei junior Botoșani. Mara Ciortea interceptează această minge, driblează, Mara Ciortea șutează departe de poartă, însă acum Vichiriuc. Vichiriuc, primind de la propriul portar, încearcă spre Coțofrea, a blocat Diosan. Călbăjos, Călbăjos continuă cu Matei David. Călbăjos reușește un dribling, însă este deposedat la al doilea. Coțofrea aleargă cu morar pentru această minge. Încercare spectaculoasă de trecere a lui Călbăjos, însă nu se lasă păcălit numărul 29, David Țugui. Repunere din lateral pentru clujeni. Timpul trece în favoarea echipei clujene, care la acest scor se califică în semifinale. Călbăjos, o minge fără adresă trimisă în careul botoșenean. Bunduc aruncă, Diosan atinge balonul, acum Coțofrea. Coțofrea centrează în careu, avansează Pasăre, este scos de pe traiectorie de Marc Giurgiu. Se resimte Pasăre, însă nu a fost nimic serios acolo. Acum clujenii în atac în partea stângă cu un șut care trece pe lângă poarta lui Bunduc. Frumoasă acțiunea de atac a albnegrilor. Odată cu trecerea timpului privim din ce în ce mai des la cronometru, pentru că ne apropiem de final, ne apropiem de momentul în care vom ști componența celor două semifinale. În prima dintre ele se vor întâlni Forex Brașov și CS Dinamo București. În a doua, Real Union Galați așteaptă învingătoarea din această partidă în care se duelează junior Botoșani cu U Evolution Cluj. Balon acum în posesia albaștrilor de la Botoșani, a tot Diresei, pasează până la Țugui. Țugui preia această minge, a blocat Morar și din nou a tot Diresei, cred că o să-i trimită propriului portar. Bunduc, se grăbesc botoșenenii pentru că timpul se scurge în defavoarea lor. Acum minge în centru la Olaru. Diosan și Călbăjos recuperează, Mara Ciortea spre Călbăjos, interceptează această minge. Călbăjos pasă în stânga, acolo unde se află Mureșan. Mureșan trimite la Călbăjos, o preluare și un dribling, continuă Mihai Călbăjos, pasă la Matei David, încearcă acesta să întoarcă, însă câștigă Coțofrea, care încearcă să îi trimită lui Olaru. Și balon scos în lateral. După cronometrul meu am intrat în ultimul minut de joc, însă cel care contează e cronometrul arbitrilor. Coțofrea a lovit mingea, posesie pentru Botoșan cu Olaru urmărind acest balon, avându-l în spate pe Trombițaș, și este doar out de poartă. Va fi repunere din brațele portarului clujan Dragoș Turc. Oare lângă el pe Mara Ciortea este și Trombițaș în dreapta, preferă să-i paseze Marei Ciortea. Aceasta a trimis dincolo de jumătatea terenului, a respins numărul 7 Denis Rotaru în afara terenului și posesia aparține albnegrilor. Matei David pierde ușor în fața lui Vichiriuc. Rotundu a câștigat o minge, nu, cred că a fost Pasăre cel care câștigase pentru moment. Trombițaș pasează greșit și acum Țugui trimite greșit, acolo nu se află decât Mureșan. Mureșan pasează cu Călbăjos. Călbăjos, un dribling din nou spre Mureșan, nu reușește pasa. Pasăre s-a aflat și el acolo și acum Olaru. Olaru trimite din prima și Mara Ciortea blochează. Vichiriuc încearcă din prima spre Coțofrea, faza nu este reușită și acum Atodiresei pasă în lateral până la Vichiriuc. Vichiriuc se întoarce, este blocat excelent de Morar, care lansează pe Matei David în dreapta.
întâmpinat de Atudiresei până la Călbăjos această pasă. Călbăjos nu trece de rotundul și offside semnalizat mai devreme, lovitură liberă pentru Botoșani, se arată și un minut de prelungire a acestei partide, așadar doar 60 de secunde mai au la dispoziție botoșenenii pentru a egala situația pe tabela de marcaj și pentru a spera la calificarea în semifinale. Iese Trombița și respinge, Diosan ratează intercepția mingii, Trombița și respinge doar până la Vichiriuc. Acum Vichiriuc, o lansare, o minge care nu este urmărită. Ba da, Olaru a făcut pressing și Trombițaș pentru mai multă siguranță trimite în corner una dintre ultimele oportunități ale botoșenenilor de a egala. Urcă și portarul Bunduc, urcă și portarul Bunduc în careul advers, poarta botoșeneană este goală. Ștefan Vichiriuc va executa această lovitură liberă, cred că este ultima fază a acestei reprize. A respins Mara Ciortea și în acest moment se încheie partida. Bucurie foarte mare pentru clujeni care se califică în semifinale. Ei vor întâlni pe Real Union Galați. Victorie pentru U Evolution Cluj, supărare pentru Junior Botoșani, echipă care a sperat la un rezultat mai bun în acest sfert de finală. Așadar, Junior Botoșani U Evolution Cluj 1-2. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă invit să rămâneți și cu altă ocazie alături de Sphinx Football. Toate ce